Bună dimineața! Ho, 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 ho! Chiar dacă nu o să fie dimineață când o să vă uitați voi la clip, la mine aici e 8:20, da? Destul de dimineață pentru mine. Și de ce am atâta energie sau de ce mimez că am atâta energie? Pentru că astăzi avem o zi de filmare și de foarte mult timp mi-am dorit să vă prezint cum arată o zi de filmare. Știi? Și apoi nu pot merg la filmare, știi, trebuie să ai energie, da, că acolo e grup și nu, așa. Și ca să fie tare filmarea asta, am ales o filmare cu bunica, da? O să mergem, o să filmăm cu bunica, pentru că mulți mă întreabă cum e filmările cu bunica. Vin ei tot timpul pe loc, îi scrieți voi scenariul înainte, improvizează și o să încerc să vă arăt cât de mult pot toată treaba asta. Vreau să vedeți că noi am scris un scenariu care să respecte distanțarea socială, ia în calcul chestia asta, o să stăm tot timpul la minim 2 metri, o să avem mască și no. Doamne ajută, sper să vă placă și ce mi-am dat seama e că n-am cum să merg cu căciulă la bunica, că o să mă întrebe, dar ce e cu căciula aia în cap, dar ce e acolo? Și așa că primul lucru, trebuie să ne asumăm frizura, asta este, da? Așa e acceptat. Și acum merge să ne îmbrăcăm, da? Pentru că cu ce ne îmbrăcăm acum, cu asta o să ne vadă, stai de ce mă sună? Mă sună Cristian. Îl pun un pic pe silent. Și cu ce o să fiu îmbrăcat acum, cu asta o să mă vadă 10 milioane de oameni, pentru că clipurile cu bunica, în general, într-un an de zile, fac cam 10 milioane de vizualizări. Ce trebuie neapărat să menționez, zic că probabil mulți o să zică, unde faci tu 10 milioane de vizualizări cu bunica? Pe Facebook facem, da? Pe YouTube poate au 2-3, dar noi în principal pe Facebook încărcăm clipurile, da? Acum, foarte important și vreau să menționez chestia asta, e îmbrăcămintea, cum te îmbraci la un video, da? Nu te duci la într-un clip în care vrei să pară cât mai natural, cu cele mai bune haine, trebuie să mă aranjez, că mă vede toată lumea, nu, tu trebuie să par cât mai normal. Eu așa sunt normal, dacă ar fi să mă duc în oraș, așa m-aș duce. Așa mă duc și la o filmare. Cu părul ciufulit, cu o bluză simplă, cu blugi. Dacă merg la costum, ceva nu e în regulă, știi? Deci, de ce e îmbrăcat așa că merg la bunică, să știi? Deci nu te gândești cum ai arătat tu bine, te gândești efectiv cum ar fi normal pentru clip. Da, mergem să creăm o operă de artă iubită de milioane de români, dar până una alta trebuie să duc gunoiul. Să nu uităm de unde am plecat. Adică să ne întoarcem la mine acasă, că poate mai știu unde am plecat, dar mă rog. A ajuns domnul regizor aici lângă mine. Salut! În mod normal suntem echipă mai mare. Astăzi ne-am limitat numai eu cu Cristi și cu Tudor, cu cel care filmează. Că în mod normal suntem cât e 300-400 la o filmare, dar acum am zis că încercăm să lucrăm pe minim. Și aici, în Cluj, nu chiar poți să zici că e liber, știi? Adică sunt blocat în trafic de vreo câteva minute bune. Deci azi ești și pe stradă, aveți filmare cu bunica, altfel nu înțeleg, ce-i cu voi? Și mai avem de cumpărat niște chestii pentru filmare, intrăm într-o alimentară și pe aia hop țop la bunica. Deci apare bunica și în filmarea asta, asta liniștit. Nu așa, și cum și pe mine. Deci eu în spatele poliției, cu girofar pornită și cu toate astea. Cred că ne face, o afla că facem clip cu bunica, hai că îi ducem cu escortă până la bunica, ca o filmare cu bunica, e o chestiune de strategică națională, importantă, știi? Fă loc, fă culoar! Mare la bunica! Cristi? Da? Ai mâncat? Da. Foarte rău. Deci voi nu vă dați seama că și-am mâncat bine, că și eu, Ciung și Cristian, și mare la filmare cu bunica, acolo există o procedură prealabilă, mă, deci nu pot să... Ioi, stai că nu-mi trebuie. Gen, ești plin? N-am încă, dar stai că nu-mi trebuie. Du-te, am înveți de treabă. Deci o să fie o mică ceartă când o să spunem că nu vrem să mâncăm. Da, nu. Ne forțăm un pic. Ne forțăm așa măcar pentru filmare, știi, să nu o supărăm pe tanti. Am ajuns la destinația. Uite, avem și pe Tudor în spatele nostru. Salut, Tudor! Salut! Mulțumim că ești alături de noi. Și acum să vedem cum ne negociem cu tanti Lenuța. Tanti Lenuța! Poftă! Să rămână. Și la mulți ani și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Ce faceți? Aștept musafir să ghete corona. Corona? Uitați, aici aveți în spate pe tanti Lenuța, toată splendoarea ei. După cum se poate remarca, stăm la 2 metri unul de celălalt. Arătați foarte bine. Mulțumesc. La fel și tu. Sunteți pregătiți? Și de... Cristi, și... Și Tudor. Și Tudor, că pe Tudor l-am văzut. Sunteți pregătiți de filmare? Dar nu-i vremea de atunci. Ba da, e vremea, că deja lumea steaptă, întreabă, mă oprești lumea pe stradă, când mai faci cu bunica? Pe tu ai mai făcut, nu? Am mai făcut, dar păi una zi o să și una e cu bunica. Nu, trebuie umplută. Umplut acolo, cireașa de pe tort. Da.
Bine, Dante, nu haide să atunci, în primul rând să zicem că de mâncat am mâncat. Am mâncat. Oare mințești ce spui de? Nu, nu, cred, Tandilența cred că e farsă, știi? React, știi? Nu, chiar am mâncat și filmăm și pa, vedem noi ce facem. Dar prea să filmăm. Dar trebuie să și mâncăm. Mâncăm mai încolo, dar prea să filmăm. Bine. Bun. Haide, dar atunci că noi pregătim astea, că o să filmăm în curte, bine? E fain afară, da. Și acum am combinat-o că mâncăm după ce e gata, dar nici așa nu mâncăm, poate. Noi am explicat la tantile Lenuța scenariul despre ce e vorba. Nu vi-l pot spune, că după aia nu vă mai puteți bucura de clip. Și tantile Lenuța acum ne-o întreabă dacă e bine cu vestimentația asta. Și au spus că o să-și schimbe, o să-și ia alt șorț, nu? Și altă năframă. No, bine, tantile Lenuța, și o să filmăm chiar în faimoasa curte, da? Aici, în curte. N-am mai filmat de mult în curte, tot în casă am filmat. Da. Plânge curtea asta, săraca. Ea se simte gelosă. Spălată de ploaie. Vă așteptăm cu a doua ținută. În mod normal trebuia să filmăm ieri, dar aici în zona Clujului de câteva zile plouă într-una și avem noroc că am prins acum niște soare și o dăm repede pe grabă, sper să termăm în vreo 2-3 ore. Să nu avem vreo surpriză pentru că vrem să postăm joi clipul. Domnul regizor, cum evaluați această filmare? Bă, de când a început, dar eu zic că e ok. Eu zic că sunt condiții bune să se facă filmarea ok. Nu avem deranj cu sunetul de la mașină, adică la noi e foarte antisunetul și acum fiind în curte, tanti Lenuța stă chiar la drum prin cealaltă, pe trec, tiruri. Da, dar avem o lavalieră foarte bună care captează foarte bine vocea și eu cred că e bine să se audă și câte o mașină, așa că e natural, știi? Da, numai că tanti Lenuța e ca și, e și claxonată, adică sunt oameni care efectiv când trec pe aici claxonează. Ca și când treci pe lângă biserică și faci cruce, treci pe lângă casa tanti Lenuța și claxonezi, știi? Așa e, da, vocea lui tanti Lenuța. Că aia n-are rezonanța, păi... Deci claxonul și vocea lui tanti Lenuța. Nu, să ne ajută bunul de nou. Ați să prezentat, tanti Lenuța are trei câini, ăsta e unul dintre ei. Ce faci? Ăsta e, nu știu cum îl cheam, de ea la negru. Și nu, ideea e că nu prea mușcă niciunul. Uite, și ăsta e al doilea. Hai în cauce. Tot timpul te primesc când intri în curte direct cu trei câini, toți inofensivi. A apărut și a doua vedetă acasă-i, domnul Sandu, salutări! Doamne ajute! Dar a fost pus la colț de tanti Lenuța repede, el o trimis, tu este acolo la, pe nylon și în făgălăgie. Bun, astea sunt condițiile în care se lucrează. Am înțeles. Așa a zis șefa. Patra atâta. Ți pune alea sub curs, să stai pe aia să fie mai mult. Vă iubim, domnul Sandu, suntem alături de dumneavoastră. Apreciem toate eforturile. Toate replicile, dar nu, o să le dăm câte una pe rând. Da. Haideți că vedem cum merge. Deci numai răspundeți la telefon și de acolo vedem. Dar la tanti Lenuța că vorbește la telefon, adică e în filmare, într-o filmare super importantă și din când în când, Sandule, de ce ai umblat cu punga aia? Știi, așa fără, deci are vedere periferică minunată. Tanti Lenuța, faceți două treburi deodată, cum puteți? Nu vă nerveți, gata, îmi cer scuze. Da, așa am zis, că pe bancă ți-o le pun. Tanti Lenuța, cum a fost prima parte din filmare? Bine. Cum a mers? Adică ne-am descurcat? Adică eu tot timpul zic replicea tanti Lenuța și tanti Lenuța își pune amprenta personală, dacă iată prea personal, a zis un cuvânt foarte complicat. Cum se numește? Unde ați mers cu tanti Măriuța? A zis un cuvânt, era complicat. Minciun, cum se mai zice? Să mă duc să plăt-călesc. Nu, vă dați seama că nu poți zice plăt-călesc în filmare, că nu înțelege nimeni nimic. Deci... Păi cum nu înțeleg? Păi înțeleg oamenii care deștepți. Da. Cred că oamenii deștepți mă închinteni, că nu mă așa înțeleg. În rest nu mai înțelege nimeni. Deci tantele nu are vocabularul aici și cumva zicem, e ok, e foarte bine, dar cumva să înțeleagă cam tătă țară. Hai tu să plecălim o țară. Plecălim. Hai să punem țara la cale, hai să mințim, hai să povestim pe altul. Exact. No, și asta e plecălșagul. Plecălșagul, bun, perfect. Plecălșagul. Bun, deci ce-a fost mai greu trecut, odată antireuța 11 replici, le-am tot zis pe rând, după vreo jumătate de ori le-a dat așa, vrr. No, gândiți-vă câți dintre voi știți 11 replici, una după alta și Ezi, aveți, mulți mă întreabă că... Dar cum îmi vine minte? Păi noi... Spune-le tu cum îmi vine minte. Păi noi e un mix. Venim noi cu creația noastră, vine tanti Lenuța cu creația ei și iasă ceva frumos. Cu ideile tale, cu minciunile mele și punem la oaltă. La viață, câți dintre voi țineți minte 11 replici să aveți și interpretare? Mi se pare foarte greu. No, mai avem partea finală și pe aia cu tanti Lenuța, în cantinarul, partea cum e, care e mai boring. Mulțumim!
Să trăiască domnul Sandu, stau tot la 2 metri de noastră. Cum a fost, tanti Renuța, în timp ce filma, bam, vă mai certat din când în când. V-a luat prin surprindere, erați pregătit? M-a certat cât o vrut e. Acum cred că în carantină v-a nebunit de cap. Am cât îs acasă și nu mă duc nicăria, mă satură. Vă cred, aveți și experiență cu ea. No, oricum, sunteți un erou, Lasă-ne, Mircea, că sătulă. Până vorbu capul. De ce este sătulă? E Sandu. No, pe lasă, că doar vă stă... Păi nu mă ascultă. Dacă domnul Sandu n-are cum să vă asculte la câte îi cereți, că îi cereți prea multe. Păi cum, să stai acasă, nu se defileze la servici? Da. Camere la servici. Vă stă foarte bine împreună, deci este o cameră de filmat, dumneavoastră și domnul Sandu. Faia aia, foarte frumos. Teoretic, după scenariul filmat ar trebui să fie gata, dar casa lui tanti Lenuța e plină de oportunități și am să mai adăugăm ceva super șmecher la final de clip. Așa că să vedem, mai condimentăm un pic. No, deci ideea e că astea niște victime, până la urmă am fost serviți cu... Ce ai aici, Cristi? Carne multă, da? Niște cartofi. Și pe lângă așa de murătură niște șnițele. În caz că nu avem destul de carne. Da. Tudor, cum ți pare recuzita la... Nu recuzita, ce asta? Catering-ul la această filmare? Foarte bun. Poftă mare. Trebuie să mânc și eu. Pus cu minț și am mâncat tot din farfurie, am primit încă o farfurie. Deci dacă mâncăm și asta, știm cum e, mai primim încă una. Deci nu e bine, să nu mâncăm tot. E ceva prăjitură care uiți să mănânci ca și înghețata. Doamne, dar nu-ți bucăți mici, aia e fada. Prăjitură, da, seamănă cu înghețata un pic. Uite că cu miere de albine, nu? Cu miere de albine. Are vreun nume, domnul Sandu, prăjitura asta? Eu. Tanti Lenuța, cum se numește prăjitura asta? Prăjitura cu groșteori și cu miere de scop și cu nucă. Aia trebuie să lucrăm la nume. Prăjitura cu groșteori, cu miere de... Poftă mare. Deci în filmare la un moment dat a zis tanti Lenuța în loc de Sandu Alexandru. Și am zis tanti Lenuța, nu o să știe lumea cine e Alexandru. Trebuie să zice Sandu, că așa ați obișnuit. Da. De când nu v-a mai zis Alexandru? Când vă ceartă, cum vă zice? Tot Sandu sau Alexandru? Alexandru. Alexandru. Deci când e bai mare, Alexandru, înseamnă că e bai. Și să fii nervoasă, tanti Lenuța, pe tine e grav. Ca să evităm comentariile răutăcioase, da? Deci am adus frumos pachetele la tanti Lenuța, numai l-am dat, am nu-l pun să-l scoată afară așa. Dar pentru că i-am adus, trebuie să primim și noi un pachetel. Și am îngătat filmarea, dar trebuie să așteptăm să primim pachetelul. Și este o chestie imperativă, obligatorie, coercitivă și musai. De nu că pauci, nu stai că nu-mi trebuie. O iei. Deci din chinte nu pleci fără pachet. Mă strigă tanti Lenuța, ci că Mircea, spun două plăcinte cu brânză. Este o întrebare așa... Retorică. Am fost de treabă, știi? Adică dacă zici nu, oricum, spunea mie zici da și zici așa, mă, numai că dacă zici da, nu mai spune două, că spune patru. Sunt curios cât te primesc, până la urmă. No, o să mai filmăm noi la mine acasă, mă, acum e deci boring, nu se uită nimeni. Cu tanti Lenuța, cam aici am finalizat, așa că finalizăm și vlogul. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit, uitați cea mai frumoasă și fericită familie din România în momentul de față. Un salut pentru oamenii ăștia. Îi pupăm. Și le mulțumim pentru like-urile care ni le dau și ne iubesc. Da, multă răbdare, domnul Sandu, multă sănătate, tanti Lenuța. V-am pupat. De n-are răbdare, îl împachetez și ți-l dau să-l duci acolo la Ciurila. Din nou, multă iubire în această familie. Să rămână, v-am pupat. Patarii.